Revenind la acel vaccin, care sunt speranțele, așteptările în America? Ce se poate spune despre apariția lui în acest an? Acum câteva zile au început testarea unui vaccin la Seattle, în Washington, pentru că e acolo foarte mulți infectați și rezultatele o să fie așteptate, iar la scară largă, la scară industrială, toată lumea se așteaptă că vaccinul, dacă este bun, va fi disponibil în jur de un an, un an jumate. Deci anul ăsta nu crede nimeni că o să fie un vaccin corect. Am auzit că cineva din Germania, o firmă, ar fi făcut un vaccin, nu știu nimic despre el, până nu văd datele și informațiile. Cea mai nouă știre este despre japonezi, despre o firmă japoneză care a reușit să găsească o formulă care să vindece nu neapărat bolnavi în fazele foarte, foarte înaintate, dar cei de cu afecțiuni medii pot fi puși mai rapid pe picioare ca perioadă de timp, adică nu mai durează atât de mult să stai și asta ajută foarte mult să eliberezi poate și secțiile de ATI, să nu mai ajungă bolnavii până acolo, pentru că asta este de fapt marea nenorocire. Sunt foarte mulți, se pune presiune mare pe secțiile de ATI și dintr-o dată orice sistem de sănătate, oricât de puternic ar fi, se colapsează din cauza numărului mare de pacienți în raport cu numărul de paturi. Dar la noi, aici în Europa, este o discuție extrem de interesantă și nimeni n-a reușit să îi dea de cap de ce este această diferență de mortalitate între Italia și restul țărilor situate cumva pe același palier de dezvoltare economică. De ce în Italia sunt atât de mulți infectați, dar atât de mulți morți și în Germania, de exemplu, care vine din spate puternic ca număr de infectați, numărul de morți este mult, mult, mult mai mic. Ține de obișnuință socială, ține de faptul că italienii, ca și românii, ca și spaniolii, că și acolo se înregistrează multe, sunt un popor mai expansiv, le place să se ia în brațe, să se pupe, să dea mâna față de popoarele mai reci și mai riguroase, gen Germania. Poate le place, dar în general cei care au murit, majoritatea sunt mai bătrâni și nu știu cât de mult le place să se pupe, dar nu e interzis. Băi, nu mă refer la săruturi de tandre, dar bătrânii în Italia, probabil că știți, au această bucurie de a ieși dimineața la un ristretto, la o cafeluță, la un sandwich, la un cappuccino, au o viață socială mult, mult diferită de bătrânii. De la noi, de exemplu, din acest motiv, bătrânii la noi nu prea sunt acum afectați, dar, din păcate, sistemul nostru precar de sănătate va compensa, în ghilimele, deci, această distanță. Deci, ce am citit, și încă o dată, eu nu am timp să citesc în fiecare zi, pentru că în fiecare zi vă 30-40 de pacienți în spital și sunt foarte ocupat. Nu pot să spun că știu absolut tot ce se întâmplă și absolut toate noutățile despre acest virus și nu cred că nimeni nu știe, dar eu vă spun ce știu. În Italia, vă explicați diferența. Da. Deci, italienii pe la începutul ianuarie au izolat virusul și au încercat să facă un vaccin. Au lucrat la vaccin și după vreo o lună jumate, deja virusul făcuse multe mutații și deja acum aveau două virusuri. Și al doilea virus era cam cu 30% diferit de primul, la fel și chinezii. Și acum lucrează probabil să facă la al doilea vaccinul, pentru că al doilea, după ce s-au făcut mutațiile, se pare că e mai agresiv. De-aia au fost și niște valuri. Mai întâi se diminuase infecția și pe urmă a început și mai rău și acum mor și mai mulți oameni. Eu asta am citit și asta spun, n-am verificat, că n-am cum să verific și nimeni nu poate verifica, dar face sens. E logic. Da, și mai este acea discuție dacă circulă două tulpini în paralel ale acestui virus. Sau... Da, cum să nu? Circulă în China, 70% era a doua tulpină care era mai agresivă și 30% rămăsese prima. Dar, încă o dată, lucrurile se pot schimba de la lună la lună, de la săptămână la săptămână și asta e o idee despre cei care vor să facă vaccinele. Pentru că așa se face și cu vaccinul de gripă, în fiecare an se face alt vaccin în funcție de tulpinele care au fost anul trecut și în funcție de cum gândesc ei că o să se întâmple mutațiile, fac vaccinul pentru anul viitor. Și, de exemplu, am impresia anul ăsta vaccinul de influenza, care este de fapt gripa, e vreo 40% sau maxim 50% protectiv. Da, am impresia că acopereau, dacă am citit eu bine, acoperea patru tipuri de, așa anunțau ei, acopereau patru tipuri de tulpini ale gripei cunoscute. Asta probabil însemnând 40% din ce spune dumneavoastră, din ce poate... Toate vaccinele acoperă exact aceleași tulpini identice și poate unele au un succes mai mult în anul respectiv și altele altul. Deci este o și gândire, dar este și un pic noroc.
Am înțeles. Și atunci, la ce să ne așteptăm? Ok, și China și Italia au experimentat, în ghilimele, această întâlnire cu două tipuri de vaccin. La noi presupun că vor veni amândouă odată, că la noi nu mai au timp să vină primul și să așteptăm să apară și al doilea, din moment ce sunt deja două în paralel. Să ne așteptăm că ar putea să se dividă, să, Doamne ferește, dacă avem puțin ghinion, să ne trezim și cu a treia și cu a patra. Știu deci, ceva, oameni de știință despre treaba asta? Dar nu-mi place să fac supoziții, dar știu că majoritatea bolnavilor din România au venit din Italia. Deci noi trebuie să ne așteptăm ce se întâmplă în Italia. Că e logic. Și în medicină, de multe ori, când nu se știe sigur ce e, la început un studiu nu e terminat sau un vaccin, oamenii și doctorii trebuie să folosească logica, ce e logic. Cum se zic în englezii, common sense. Deci nu o să știi niciodată totul perfect la începutul unei epidemii sau unei boli sau chiar și unui tratament de colesterol sau de diabet. Când apar medicamente noi, știm ceva, dar nu știm exact totul. Și trebuie să ne gândim logic și dacă logica ne spune că totuși ar trebui să încercăm medicamentul ăsta, noi îl încercăm. Câteodată și greșim, dar cel puțin încercăm, mai ales când avem... Da, este foarte bine că se merge pe logică, pe formule matematice. Am văzut multe, multe articole preluate din presa străină și în presa din România, în care, într-adevăr, se fac fel de fel de supoziții, de scenarii, unde ar putea, cum ar putea arăta curbele de creștere a infecției. Dacă ar fi să mergem pe logică și ar fi foarte bine să mergem pe logică, ar trebui să apelăm logica și la viața socială. Și dacă mergem pe logica aceea că din Italia va veni același tip de virus cu aceeași agresivitate, măcar tot pe această logică ar trebui să învățăm din greșeala lor, poate să folosim avantajul ăsta că suntem un pic decalați ca număr de zile vis-a-vis de infecțiozitatea populației sau infectarea populației și să apucăm să ne protejăm, să stăm în casă și să limităm această, să apară această distanțare socială despre care se vorbește acum pe toată planeta. Din păcate, noi nu aplicăm logica acum aici pentru că suntem la fel de dornici de viață ca și italienii. Încă lumea este prin oraș, morurile sunt în continuare deschise, totuși s-au luat măsurile astea greoi și în pași micuți, de parcă cuiva ar fi fost frică de asta. Dar e deci bine că întăriți și dumneavoastră. Da, vă rog. Dacă se calculează cam câte ore face un român care vine din Italia să aducă virusul, face câteva ore sau o zi, în câteva ore sau într-o zi nu are timp virusul să facă mutații. Deci e clar că trebuie să ne așteptăm ce se întâmplă în Italia. Da, da. Ne auzim, da? Ne mai auzim? Da. Ne auzim. Da, asta spun, ce se întâmplă în Italia, ne uităm să tragem cu un ochi destul de mare și înspre Spania și înspre Anglia, Marea Britanie, comunități mari de români și în general în tot ce se întâmplă în jurul nostru, în Europa, pentru că, iată, Europa a devenit centrul pandemiei, așa cum spuneau și cei de la Organizația Mondială a Sănătății, că în Europa acum sunt mai multe cazuri decât în China. Pot să mai spun despre o controversă care e acum la modă, este ibuprofenul și antiinflamatoarele. Deci se știe foarte bine că corpul uman luptă împotriva infecțiilor și împotriva bolilor autoimune, cum ar fi artrita reumatoidă sau lupusul, printr-un sistem inflamator. Se numește Systemic Inflammatory Response Syndrome. Deci acesta este cel care luptă împotriva infecțiilor. Acum, dacă noi încercăm să-l atenuăm cu antiinflamatoare non-steroidale, cum este ibuprofenul sau cu steroizi, putem să facem mai mult rău. Și vă arăt acum, nu știu dacă puteți să vedeți, în revista Lancet, în revista Lancet din America, care e o revistă foarte bună și foarte credibilă, s-au publicat 3 studii despre ce medicamente pot să facă virusul mai agresiv sau pot să-l facă să infecteze celulele mai mult. Și aceste 3 studii au în total 1300 de pacienți. Este publicat, vedeți jos aici, pe martie 11. Și este vorba de niște medicamente de tensiune care se numește ACE inhibitors, nu știu cum se zic în românește, și este vorba și de ibuprofen și de un medicament de diabet. Dacă vedeți aici sus, unde pun degetul, nu știu dacă puteți să vedeți, scrie ibuprofen acolo. Da. Iar acelea de tensiune pot fi echivalentul beta-blocantelor? Despre acelea este vorba? Nu. E altă clasă. Beta-blocantele sunt în clasa beta-blocantelor și ACE inhibitorii sunt niște medicamente care blochează niște receptori prin care se pare că acest virus intră în celule. Dar mai e o problemă, că întotdeauna când tratezi organismul cu un medicament, organismul încearcă să răspundă cu o contraofensivă și mărește numărul de receptori. Și atunci virusul are mai multe locuri să intre. Asta este ideea. Da, la noi... încă. Da, spuneți. Dar unii specialiști deja cred această idee, pentru că deja din 1300 de pacienți e un număr destul de mare să pot să tragă o concluzie.
Vom mai vedea ce se mai întâmplă. Deocamdată, în general, antiinflamatoarele nu sunt bine să le folosești când oamenii au infecție și de aceea e mai bine să folosiți acetaminofenul, care este tot de durere și de temperatură, dar nu are nimic de făcut cu sistemul inflamator al organismului care luptă împotriva infecțiilor. Au fost două valuri așa de informații vis-a-vis de medicamente, ibuprofenul și vitamina C. Și pe ambele au pornit niște polemici că ar fi sau că n-ar fi. Că n-ar fi bune. Cu ibuprofenul, până la urmă, s-a lămurit lumea că nu e bine să-l iei. Nu se știe încă, așa cum a fost cu alcoolul. Era bine să-l folosim sau nu era bine să-l folosim la dezinfectare? Nu vă supărați că vă întrerup. Vă rog, eu nu spun la oameni acum să folosească sau nu să l folosească ibuprofenul. Eu am prezentat, se numește Evidence-Based Medicine. Da, da, da. Am prezentat 3 studii cu 1300 de pacienți care spun că ibuprofenul poate să facă mai rău decât bine din punctul de vedere al intrării virusului în celulă, nu din punctul de vedere că sunt antiinflamatoare. Deci am două motive să spun că totuși ibuprofenul nu e bun. Eu nu-l folosesc. Medicii din România, dacă vor, pot să-l folosească. Eu nu le spun medicilor din România ce să facă. Nu, eu nu, am înțeles. Eu vă spuneam care a fost controversa pe partea aceasta legată de medicamente și aici în România. Și mai era cu vitamina C. Că vitamina e bună, C, nu e bună, da. Chinezii fac acum un studiu și vor să vadă dacă vitamina C e bună. Vitamina C e bună dacă avem deficit de vitamina C, dar ei la studiu o să folosească 24 de grame de vitamina C intravenos. Deci gândiți-vă că cele mai mari pastile în România au un gram, la fel un și gram, la noi. Da, așa e. Deci cine o să ia 24 de pastile pe zi de vitamina C? Și încă nu se știe dacă e folositoare. Eu, personal, nu iau vitamina C, iau doar mănânc niște fructe că au vitamina C și atât, nu iau vitamine. Vitamina C naturală din fructe, da, generată din fructe. Da, din fructe. Da, 24 de grame acum mi se pare... Iarna, da. Acum iarna, nu avem multe fructe, ba, cu toate că acum avem mai multe. Eu am rămas tot cu mintea din comunism. Când iarna trebuia să avem niște murături și să căutăm niște vitamine. Eu le-am spus la părinții mei care sunt bătrâni, tata are 89 de ani și mama are 85, să vă trăiască, era câte o pastilă de vitamine multiple, știți cum sunt combinațiile. Da. Și n-au vrut să ia, le-am tot trimis și uite că sunt foarte bine, trăiesc și sunt bine mersi la Craiova. Doamne ajută, Doamne ajută. Vă mulțumesc foarte mult, o să trebuiască să luăm publicitate, dacă vom reuși să vedem. Sunteți în așteptarea declarației premierului, poate revenim la dumneavoastră. Ultima întrebare, e adevărat că s-au închis cazinourile astăzi? Da, așa am auzit și eu. Și ce vreau să-ți mai spun o chestie importantă despre spitale. Deci m-ați întrebat, cineva m-a întrebat cât trăiește virusul și în clipul pe care l-am făcut, am spus că trăiește și ieri s-a publicat treaba asta și am văzut-o acum și pe ziare.com că virusul ăsta există și în aer, plutește în aer pentru 2-3 ore. Țineți minte dacă vă duceți la toaletă și vă dați cu un spray și peste 10 minute sau 15 minute sau chiar o jumătate de oră vă duce și tot miroase frumos în baie pentru că particulele acelea mici de la spray încă mai plutesc în aer, se numesc airborne particles. La fel și virusul ăsta, se pare că trăiește 2-3 ore în aer. Deci cineva dacă tușește în jurul dumneavoastră, ei zic că are transmisie... Da, da, ne auzim. Stați numai puțin. Cei de la Organizația Mondială a Sănătății spun că are transmisie numai prin droplet, adică la 2 metri unii de alții. Părerea mea că are și airborne și acum s-a publicat studiu. Deci devine situația mai dificilă. Iar măștile pe care spun cei de la Organizația Mondială a Sănătății să nu le poartă lumea pe străzi, e corect dacă puteți să stăm la 2 metri distanță unul de altul. Dar ce fac oamenii când intră în autobuze sau în tramvaie sau merg într-un magazin? Și mie mi s-a părut întotdeauna aceasta o măsură pe care nu am înțeles-o. De ce să nu-ți iei încă o măsură de protecție? Exact cum spunea dumneavoastră, plătitul gâtului. Nu face rău. Puneți mască. Da. Bine, problema au zis-o că la noi nu mai sunt măști de mult. Right. Exact, de-aia au spus și ei să nu luăm măști, că oamenii și-au cumpărat mărci, au început să le vândă pe eBay și pe tot felul de website-uri și acum noi nu mai avem măști, că nici noi în America nu mai avem măști. Apoi a apărut acea problemă că oricum virusul este divizat în particule atât de mici încât pătrunde prin măști, pătrunde prin ochi. Mă rog, ni s-a încercat o explicație, dar întotdeauna m-am gândit că purtarea măștii n-are cum să facă rău. Eventual nu te protejează, dar rău nu-ți face, dar... Cel mai bine este pentru cei bolnavi să poartă măștile, ca să nu scuipe virusul afară. Bătrânii, cei din grupele de risc. Autobuz, dacă mă duc într-un autobuz, mă simt mai bine dacă am și o mască pe față, ca să nu stau în jurul celor care tușesc, bine? Așa este, absolut corect. Bine. Mulțumim mult. Întrebarea cazinoului era așa, doar vreau să verific o informație, să ieșim cumva din zona aceasta. Nu merg la cazinouri. Mai vreți să mai revenim sau nu?
Încercăm să vedem în funcție de cum se derulează evenimentele, pentru că, repet, așteptăm ieșirea premierului și atunci vedem cât timp mai avem. Dacă vă gândiți să mai revenim, vreau să mă sunați cu 10 minute înainte ca să mă întorc înapoi la computer, pentru că acum o să-mi fac round-urile în spital. Vă mulțumesc mult pentru tot. Nu, chiar nu vrem să vă încurcăm, aveți paciențe de asta. Vă mulțumesc mult încă o dată. Sănătate!